Bună seara, prieteni! Sunt la stadionul Arcul de Triunf, stadionul Arena Națională, îmi cer scuze, pentru un meci mare, cât o finală, cât o dublă finală. Pentru avem emoții cu toții, evident, pentru că este un meci nu important, ci foarte, foarte important. Este meciul care ne poate da o șansă mare în vederea calificării. Alături de mine, după cum vedeți, colegii Cătălin Alexandru și Nicu Grameni, care ține să vă salute. Domnilor, aveți emoții înainte de acest meci? Salut, prieten, salut, Ionuț, salut, Cătălin, că și cu tine acum am întâlnit. Emoții, evident că sunt emoții, pentru că e un meci de totul sau nimic. Mai urmează și repriza a doua, cum a venit, după cum putem spune, la Pitești, dar e foarte important să putem lua o opțiune foarte serioasă de calificare practică astăzi, pentru că este un meci de calificare, efectiv un meci de calificare. Și am credere totuși că băieții vor fi montați la maxim de ceea ce se va întâmpla în tribune, pentru că pe lângă faptul că sunt atât de mulți suporteri, ceea ce au pregătit organizatorii și muzica, DJ, sunt doi DJ, unul internațional pregătit aici pentru orice, așa, toate astea vor face ca băieții să fie montați și să dea totul în acest meci. Eu sunt convins că vom avea parte de o seară excelentă. Și un pronostic acum. Un pronostic. Urăsc pronosticurile, dar în seara asta risc totuși un 2-0 pentru noi. Păi ne-a ieșit ultima oară, știi că asta e tradiția, atunci că Steaua am făcut semnul de 3 au fost. Acum facem așa. Ca Nixon. Nixon. Nu-mi rămâne decât să vă urez baftă tuturor și hai Dinamo! Hai Dinamo de la Nicu Grameni, cu doza de optimism, așa cum o știm de fiecare dată. Ionuț, mult a fost, foarte puțin am rămas, am mereu mai puțin de o oră până la ora de start a partidei. Citesc eu formula de start al trimis în teren de Ovidiu Burcă și apoi și Bogdan Argeș Vintilă și vom discuta și pe seama lor. Doimovic în poartă la Dinamo, un sistem, vom vedea dacă va fi 4-3-3 sau 5-3-2. Moura, Jafer, Bena, Amzar pe linia de fund, Dani Iglesias, Gorka, Nelus Roșu la mijloc, Iulian Roșu, Alex Pop și Ghezali. Rezerve Oncescu, Demiș, Țără, Irimia 1, Irimia 2, Borcea, Șerban și Bulecă și Florescu. Sunt jucătorii pe care Ovidiu Burcă se bazează astăzi. Rămâne de văzut, repet, cu formula de start care va fi așezarea. Citez repede și formula celor de la campionii FC Argeș. Micle în poartă, Tofan, Turda, Zebic, Fabio, Viana pe linia de fund, Bason, Ngiche la mijlocul terenului, Calcan cu Bemba, Jobelo și Garita în atac. Rezervele, hai că nu mai citești și pe rezerve, acolo mi-a dat oricum fata la băiatul cu Cuo. Da, eu mulțumesc cerului pentru că a trebuit să citească domnul Cătălin primul 11 al celor de la Argeș, pentru că altfel aș fi riscat să am fractură de gât și de limbă înainte de a intra pe stadion. Cătălin, în primul rând trebuie să spunem că ne va lipsi un jucător important. Sunt doi jucători care lipsesc, dar este vorba despre Patriche din centrul apărării. Și acolo tu te întrebai de formulă. Eu cred că pe fază defensivă vom juca într-un 5-3-2. Cred că Gorka va coborâ foarte mult să-i ajute pe Jafer și pe Bena. Am mai văzut cuplul Jafer-Bena într-un meci, două, nu a fost chiar cel mai funcțional cuplu, să sperăm însă că astăzi vor fi ajutați de către coechipieri și că foarte probabil Gorka va coborî între ei pe atacurile celor de la FC Argeș și astfel încât să dea mai multă siguranță apărării. De aceea, pentru că atunci când vorbim despre sistem de joc, vorbim despre organizare defensivă, pe partea defensivă în primul rând, cred că mai degrabă va fi un 5-3-2 dacă mă întreb pe mine. Da, aici nu știu, probabil că Gorka va fi cel care va coborî între fundași și mă gândesc de ce să fie un fel de 5-3-2. Gorka între fundași, ai Nelus, Dani și Iulian, care să zicem Dani zonă centrală, Neluț și cu Iulian să fie interii. Și în față Ghezali în spatele lui Pop, Ghezali cu libertate de mișcare în spatele unicului Vârf, care știm ce rol îndeplinește de pivot, omul care
redirecționează baloane către linia a doua, acolo unde Chiesali e omul nostru numărul 1. Da, ce vreau să spun este că sunt puțin emoționat, s-a văzut de la intrarea în emisiune, pentru că este atmosferă de meci mare aici pe Arena Națională. Am fost acum puțin la ieșire, am văzut copiii membrilor programului DDB care au dorit să fie escortă pentru jucători la intrarea în teren și erau foarte emoționați și părinții, erau foarte emoționați și cei mici. Am văzut oameni, Cătăline, ca niciodată, care au venit cu 2 ore înainte de începerea meciului, au început să vină suporteri. În general așteptam suporteri cu 15-20 de minute înainte de începutul meciului. Acum deja, începând cu ora 17, erau oameni care veniseră și stăteau pe la intrare, așteptau să se facă ora 18 să se intre pe stadion. Va fi un meci cu o atmosferă fantastică. Sunt convins că fanii noștri se vor ridica la înălțime și cred că sper din inimă să fie plusul de care Dinamo are nevoie. Chiar sper din inimă să fie acel plus. Acel plus prin care să fim peste echipa celor de la Argeș. Știm echipa lor, am văzut-o în câteva meciuri. Au și ei câțiva absenți. Uite, Gianni Crețu nu este astăzi în teren. El va reveni la Dinamo după această perioadă pentru că expiră împrumutul. Au un under în poartă, dacă nu mă înșel eu, Cătălina. Posibil să mă înșel, dar cred că acela este under-ul. Va fi o presiune mare pe ambele echipe, pentru că ei pleacă favoriți din postura de echipă care vine din Liga 1, trebuie să spunem acest lucru. Întotdeauna la un meci de baraj, echipele care au evoluat la un nivel superior în tot sezonul sunt favorite. Am văzut și cotele de la casele de pariuri, dar sper că astăzi băieții noștri să compenseze printr-o unitate a echipei, printr-un joc colectiv, să nu existe greșeli individuale mari, cum au fost în alte meciuri, și atunci sunt convins ca și joc colectiv că îi vom subordona. Acum, sper să fim și inspirați și să reușim să înscriem. Dacă mă întrebați în procente ce simt înainte de meci, simt că va ieși bine, dar ca procente înainte de fluierul de start ar fi undeva 40-60. Cum vezi tu, Cătălina? Într-adevăr, Ionuț, pe postul de portar au un under, acest Micle 2001 născut, s-ar putea să fie un avantaj pentru noi, dar știi cum e, trebuie ca noi să speculăm acest avantaj. Șansele, așa cum am întrebat și de sistem, în funcție de evoluția partidei, atunci o să vedem exact cum vom sta cu șansele. Acum e greu să cuantifică, știi, recunosc, Ioane, acum discutăm noi între ei noștri, vine să iau laptopul și să fug sus în tribune, să fiu alături de dinamoviști, să văd atmosfera, să simt atmosfera. Că asta este, suntem aici și dorni să vedem Dinamo triumfând. Chiar acum te dăm puțin din casă, că vorbeam și cu cei din club mai devreme, cu ori mai devreme și spuneam, mă, eu sunt ca ăla care știu cât de greu a fost, știu cât am tras, știu că era improbabil să ajungem în punctul ăsta, dar ajuns la baraj, mă, îmi doresc să trecem. Da, recunosc, îmi doresc din toată inima să trecem de acest baraj. Nu sunt obișnuit să mă mulțumesc cu puțin, mai ales că știu cât am tras în Liga Secundă și știu că suntem aici atât de aproape. Și de asta cred că și cei 25.000 de dinamoviști vor veni cu aceeași dorință, dar nu mai vedea Dinamo încă un an în Liga a doua. Desigur, nu facem dramă, nu vom da foc nimănui, nu va fi nicio problemă. Înțelegem ce a fost, dar suntem aici și vrem să luptăm până în ultima secundă pentru revenirea lui Dinamo acolo unde este locul în prima ligă. Cătălin, eu am spus-o, cred foarte mult în șansa noastră de calificare și cred acest lucru pentru că întotdeauna am avut senzația că Dinamo este un organism străin neacceptat de Liga a doua. Chiar, nu știu, parcă nu suntem din liga asta. Indiferent de problemele pe care le-am avut, Dinamo rămâne Dinamo și merită să revină în Liga 1. Acum, sigur, însă întâlnim un adversar care are o stare de spirit bună, să nu uităm modalitatea în care ei au prins locul de baraj, cu multă șansă și cu mari emoții în ultima etapă, dar ce m-aș bucura este ca sărbătoarea pe care au avut-o după meciul împotriva Petrolului să fie ultima lor sărbătoare, ăla să fie punctul culminant, au sărbătorit asta și cu asta să se aleagă. În rest, băieții noștri să facă exact cum am spus de dimineață, să ne demonstreze tuturor că au valoare să evolueze în Liga 1. Pentru că ne spunea
administratorul special al clubului în emisiunea Dinamo 79 la Play Sport, ne spunea un lucru pe care îl cred, că jucătorii consideră mulți dintre ei ca o valoare de Liga 1 și că sunt mult peste nivelul Ligii Secunde. Și atunci stau să mă gândesc în felul următor. Cred eu că este șansa lor să demonstreze și este o șansă care pentru ei apare poate o dată în viață, Cătăline, pentru că vezi tu, să promovezi cu, nu știu, Unirea Slobozia, cu Buzău, cu Argeșul, cu orice echipă vreți voi, nu are același impact. Să promovezi cu Dinamo va avea un impact extraordinar, o imagine extraordinară și va propulsa cariera fiecăruia dintre ei. Accept multe, dar când încep să devine simțit, am zis că tolerăm, dar când încep să devine simțit, îți primești blocul din notă. Adică, ok, înțeleg rivalitatea, dar ești nesimțit. Bun, Ionuț, e o șansă, într-adevăr. Mă gândesc la vorbele lui Neluz Roșu, la Tătuțu, când am făcut materialul pentru Dinamo 7-9 și ne povestea cum soția l-a convins să vină la Dinamo. Și argumentul atunci a fost, tu știi că poți să fii printre aia să scrii istorie care readuc Dinamo în prima ligă. Și l-a convins. Ei bine, băieți, Neluț, Iulian, and co-echipierii, sunteți în punctul ăla, puteți să scrieți istorie, puteți să faceți ceva și ce discutam și de dimineață, Ionuț, pentru care veți fi în amintirea noastră într-un mod plăcut, adică ne vom aduce aminte de voi peste ani și ani, că nu veți mai fi la Dinamo, ca fiind, măi, ea a fost acolo cu noi în Liga 2 și uite, ea ne-au dus în Liga 1 înapoi. E o șansă, e o oportunitate uriașă. Vorba ta, poate o dată în viață. Poate e o șansă unică pe care o ai și să vedem, Ionuț, că se vor putea și ridica efectiv la nivelul unei asemenea meci, unei asemenea mize. Și de parte, și de alta. Atenție, presiunea este de ambele părți. Corect, așa este. Presiunea este de ambele părți, nu este doar pe noi. Și, într-adevăr, nu știu care va fi cariera băieților ăstora, dar există meciuri care îți pot defini o carieră. Dacă nu mă credeți pe mine, uitați-vă la Mihăiță Pleșan. A fost un meci care i-a definit o carieră, da? Dar, indiferent de situație, peste 2 ani de zile, dacă o să vorbim despre Neluț Roșu, sau, nu știu, despre Patriche, pentru că vorbim despre un jucător de 38 de ani și nu știm cât va mai juca și la anul ne aducem aminte de el și vom spune, și datorită lui am revenit în Liga 1, va fi mereu binevenit printre suporterii dinamoviști, pentru că o asemenea performanță i-ar apropia pe ei de suporteri foarte mult, indiferent ce se va întâmpla pe viitor cu cariera lor. Unii vor continua la Dinamo, unii se vor lăsa de fotbal, unii poate vor pleca la alte echipe, însă indiferent de moment, o calificare cu Dinamo i-ar aduce foarte aproape în permanență de inimile fanilor dinamoviști, pentru că ne-au marcat în ultima perioadă, în sens negativ, niște jucători pe care, vorba aia, unul a și fost fluierat copios la meciul cu Sepsi, tocmai pentru că în imaginea noastră n-a mai contat dacă a făcut ceva bine sau nu, a contat acea retrogradare pe care a avut-o în CV cu Dinamo și acea rușine istorică pe care am trăit-o din cauza lor cu toții în sezonul trecut. Ei, acum băieții ăștia pot să rescrie istoria. La un an de zile, distanță, pot rescrie istoria și pot intra ei în manualul de istorie, de data asta la capitolul plusuri și la capitolul oamenilor cărora le suntem recunoscători. Tu ai fost foarte elegant și ai zis că a fost huiduit. A fost, hai să spunem, ultra huiduit. Răspund eu repede, Ionuț, la o chestiune punctuală, că nu intrați prin socului, care aveți la tribuna a doua, mergeți pe la electroaparataj, deși, sincer, speram să fiți mai aproape de stadion, veniți cât puteți de repede, că este foarte mare aglomerație la tribuna a doua. Gândiți-vă că Inelul 1, Inelul 2 la tribuna a doua, sold out. La Inelul 3 au început să se dea foarte multe bilete, sunt două sectoare aproape soldau, erau două sectoare aproape soldau și se dădeau și în celelalte. Deci o să avem în timpul ăsta o tribuna a doua aproape plină la meciul de această seară. Deci vă recomand să încercați să vă îndreptați cât mai repede cu putință spre stadion. Sper că totuși nici controlul nu va fi unul atât de riguros, că nu este un meci de risc, nu este un meci cu probleme, nu este meci cu Steaua. Asta așa ca o paranteză. Veriga slabă astăzi nu trebuie să fie nimeni.
nu trebuie să avem nicio verigă și nu cred că vom avea o verigă. Astăzi toată echipa trebuie să ridice la nivelul partidei, Ionuț și dragi dinamoviști. Benal, Jafer, toată apărarea, toți mijlocașii, toți atacanții. Nu mai există diferență. De acord cu tine și după aplauzele pe care le auzi, începe să întâmple ceva pe stadion. Am auzit niște aplauze, dar atâta vă spun, am văzut acum intrarea din spre Maior Coravu și să știți că se intra destul de ușor. Sper să nu fie probleme cu intrările la celelalte, cu accesul la celelalte porți de intrare. Prin Maior Coravu se intra foarte ușor, evident, cei care au bilete la tribuna 1, la tribuna 0, la VIP, au parte de un acces destul de lejer, cel puțin asta am văzut eu acum 20 de minute. Cătălin, trebuie să terminăm și noi această emisiune și să ajungem la locurile noastre, la masa presei. Dragilor, să tipați tare din fața televizoarelor, cei care sunteți acasă, cei care ați ajuns la stadion, să tipați și mai tare, pentru că pe voi chiar vă pot auzi, un cor de 25.000 de dinamoviști poate fi auzit, să dea bunul Dumnezeu ca după 90 de minute să vorbim despre o victorie echipei noastre. Hai Dinamo! Hai Dinamo!